Salutare lumea, ce mai faceți? Bine ați venit la continuarea jocului Assassin's Creed Unity. Acum ar trebui să începem Sequence 5. Și este aici doar la 70 de metri, imediat ajungem la ea. Dacă observați, mi-am avansat puțin jucătorul în sensul că acum în stânga sus am 3 romburi din 5. Adică este mai puternic și pot să omor gărzile mai ușor, ele mă pot detecta pe mine mai greu și una alta. Cum am făcut chestia asta? Pur și simplu merg la un magazin, magazinul este cel care este ca o casă cu fâ pe el și acolo acum totul este mult mai customizabil, adică poți să-i schimbi capișonul, poți să-i schimbi cureaua, poți să-i schimbi mânușile, poți să-i schimbi pantalonii, toate astea influențează. Îți adaugă mai multă viață, alții te detectează mai puțin și una alta și ți le cumperi cu bani normali și devii mai puternic. Asta este foarte bine pentru atunci când ai misiuni în alte zone unde sunt, uitați, asta de exemplu e de 3 stele, asta e de 4 stele, unde dacă ai avea doar o stea ar fi fost destul de greu să te bați cu lumea și pur și simplu îți dă o sabie și mori. Am trecut acolo când, pe acolo când am făcut misiunea să sincronizez. O, uite aici, trebuie să mergem. Să sincronizez toate turnurile. M-am pierdut puțin pentru că arăta că am ajuns, dar nu știam unde este și este ca de obicei aici jos în aceste tunele de asasin. Să vedem, încă nu începe misiunea aici, bănesc să fie ceva dialog și o să vedem pe urmă care este misiunea. Vedeți, asta este magazin. Haideți dacă toți sunt aici să vă arăt repede. Deci, intrați la Gear Loadout și la Equipment. Aici este echipamentul și toate chestiile astea, deci cap, piept, mâini, picioare, toate astea, dacă intrați să vedeți, sunt niște haine și vedeți, uitați acolo, asta vă dă de exemplu mai mult să nu fiți așa ușor de detectați și viață. Și eu mi-am cumpărat majoritatea, eu o am acum pe... Să vedem care o am. Eu am asta. Are 4 diamante și după cum vedeți m-a ajutat destul de mult. Unele costă super mult, deci sunt niște sărituri destul de mari în preț. Deci de la 5.000 deja următoarea dintr-o dată costă 23.000 și atunci vă puteți limita doar la care aveți. Dar totuși dacă vă upgradeați la cea mai ieftină care costă doar 500, o să facă o diferență. Pentru că și alea sunt de 2 stele și... e mai bine decât o stea și sunt și mai ieftine. Și așa am ajuns eu la 3 stele, mi-am updateat, la fiecare mi-am cumpărat câte una mai bună, chiar dacă nu toate sunt de 4, la piept am crezut că este important să iau una mai bună, la mâini și la astea am luat de 2-3 stele. Și aici, după cum vedeți, dificultatea, care de obicei înainte era la 2-3 romburi, a scăzut la un singur romb, pentru că acum este mult mai ușor să... omorăm alte gărzi și chestii genul, bănuiesc, eu așa cred că funcționează. După cum vedeți, secvența 5, memoria 0, nu știu, cred că trebuia să fie memoria 1, în fine, poate să fie 0123, 012, nu știu câte episoade sunt, câte memorii, cred că sunt 3 memorii în secvența 5 și dificultate un romb. Haideți să începem. You look terrible. For months, I have been wrangling the Brotherhood, the National Assembly, and the King. Taken all together, they have the political acumen of an especially stupid village council. I believe that excuses my appearance, young man. I meant no disrespect, Mentor. I'm only concerned. Forget me, Arno. Weep for France. But enough politics. I hope you have happier news. What of Lord de Lesser's murderers? The King of Beggars is dead. He was carrying this. A posant pay. You should keep it. It'll do no one any good moldering in a forgotten crypt. Carry it with honor. Thank you. I will. The mission. The King of Beggars and Sivert were only pawns in a larger game. Someone sent them after Monsieur de Lassay. Templars do nothing simply, do they?
Do you have anything solid on this mysterious chess player? The only lead I have is the instrument that killed de Lacer, a pin fashioned by a silversmith named Germain. But how he's involved, I can't yet say. It seems your course is clear. Find the silversmith, learn what part he plays. Ok, super mișto, ne-a lăsat să păstrăm pistolul, ceea ce înseamnă, cred că acum o să putem folosi pistolul, pentru că eu mi-am cumpărat un pistol la început și aveam și unul în stoc care era meu inițial și nu am găsit nicăieri cum să-l folosesc, dar acum dacă mergem aici în stânga, lângă Phantom Blade și avem și pistolul, ceea ce este super awesome. Credeam că mai trebuie să fac ceva special, dar nu. Și dacă ați urmărit episoadele trecute de la mine, știți acum că cei doi, ăla care era prin tunele și canale, împreună cu Sivert, mi se pare că îl chema, amândoi lucrau pentru cineva mai mare și acum trebuie să găsim cine a fost acest șef al lor și singurul indiciu care îl avem este acea cheiță mică cu care a fost omorât de la Ser când i-a băgat-o în gât. Știm cine a fabricat-o, îl cheamă Germain sau cum, nu prea bun cu numele astea franceze, dar ăsta este puțin mai ușor. Și acum trebuie să îl găsim și probabil să ne dea mai multe indicii pentru cine a făcut acel linel și să îl urmărim, să îl găsim. Asta n-a fost misiunea, misiunea o să fie acum undeva aici pe hartă și după cum vedeți sunt o tonă de chestii și nu văd unde e misiunea și trebuie tot să schimb între ce să-mi arate și ce să nu, dar nu-mi place pentru că atunci dacă caut altceva nu mi le arată. În fine, am găsit-o, este acolo, este la 397 de metri, ne vedem când ajung acolo. Ok, ajung la misiune imediat și vreau să vă zic, pentru că am sincronizat toate punctele acelea unde te urci pe biserici sau depinde ce-o fi, câteodată-s castele, câteodată-s numai niște turnuri. Și sincronizez toate punctele să descoper harta, eu am putut să fast travel se numește și asta înseamnă să călătorești rapid, pur și simplu te teleportezi cum ar veni într-un punct de sincronizare, deci eu n-a trebuit să umblu 500 de metri până să ajung la această misiune, pur și simplu unde sunt aceste semne de fast forward, apeși pătrat și dintr-o dată apari acolo. De asta vă ziceam, dacă jucați și voi, vă recomand să le faceți toate la început, după care nu mai aveți probleme și dacă aveți probleme cu cum să le faceți, sunt episoade în care le fac pe toate și poate vă ajută acolo. Ok, în fine, am ajuns aici, dificultate 3, deci până la urmă nu cred că a ajutat pentru că am făcut upgrade-urile, a fost dificultate unul misiunea pentru că n-a trebuit să facem nimic, numai să intrăm și să vorbim cu aia de acolo. Asta este dificultate 3 și să începem. Asta este memoria 1, de aia a fost aia memoria 0, pentru că a început cu povestea și acum începe memoria 1. Totul are sens, super mișto. Well, that's not suspicious, is it? What? Trebuie să-l găsim pe Germain asta. Germain. Da, Germain. Mă rog, în franceză se zice diferit, dar în engleză sau așa ar veni Germain. Yo, Germain. În fine, avem, uite, aici câteva opțiuni, câteva misiuni opționale. Știți foarte bine că mie îmi place să le fac toate și de obicei mulți nu le fac, dar dacă sunteți blocați, sper să vă ajut din nou. Am primit câteva comentarii super pozitive la videourile trecute și am observat că vă place seria, ceea ce este super mișto. Fiți siguri de fiecare dată să-mi dați un like sau să-mi lăsați un comentariu, să știu că vă place și să continui cu aceste serii. Misiunea opțională este Doors Lockpicked, adică uși deschise, dar nu cu cheie, ci cu acel skill care îl deblochezi. Deci fiți siguri înainte să veniți în această misiune să vă deblocați acel skill de la magazin. Și Brutes Driven Berserk. Brutes înseamnă că sunt ceva mai solizi decât ăștia. Astea nu cred că-s Brutes, ăștia-s din aia normali. Nu știu, știu de Brutes ăsta din Assassin's Creed Black Flag. Nu știu aici cum o să funcționeze, dar vom vedea. Ok, prima dată am avut un fail masiv.
Nu am ajuns săgețile la ei, că stăteam prea departe, mi-am folosit toate săgețile. În fine, acum o să am o altă tactică, o să tau pe undeva celălalt clip și am să încep cu acesta, să știți că am încercat de câteva ori. În fine, am observat că aici mai este un tip din asta care e brută și este mai ușor de folosit bizar darturile pe el. Bam, și fugiți repede, pentru că dacă observă ceilalți, vin toți pe voi și este nasol. Acum el o să înceapă să facă o scenă acolo, după cum vedeți, viața îi clipocește și se bate cu oamenii lui. Nu știu dacă o să includ partea în care am zis ce sunt Berserk Darts-urile și dacă o să includ, în fine, o să mai zic o dată, în orice caz, Berserk Darts-urile ce fac, practic îi face să nebunească și începe să se bată cu oamenii lui și să omoară Gers și după cum vedeți a reușit și m-a văzut și pe mine. Încă este Berserk. Vine după mine, deci nu cred. Eu l-am făcut așa și vrea să se bată cu mine. O să-l mor pe asta. Pentru că nu mai am speranță în el. Și după cum vedeți nu apare chestia ca să poți să blochezi atacul lui. Și trebuie să te ferești de el ca și cum te feri de un glonț. Ok, mai am un Berserk Dart și aia nu par să fie brute, dar par să se mormărească. Na, în fine, ce o să fac acum? O să dau un Berserk Dart în ăștia, că și ăștia sunt brute. Și am să fug repede înainte să mă observe cineva. Aia o să se înceapă să se bată acolo. Și așa am făcut primul challenge, lockpicking, lockpicks, deci următorul punct este să deschidem acele uși, 4 uși. Acum nu știu dacă trebuie să începem să ne luăm și să omorâm pe toți sau putem să mergem undeva unde putem deschide aceste uși, dar nu știu unde sunt aceste uși, bănuiesc că în clădire undeva. Așa că ce am să fac eu, am să intru pe aici pe unde l-am omorât pe asta și așa intrăm în zona în zona interzisă. Ne urcăm la etaj după cum vedeți și am să încep să iau pe rând pe ăștia. Acolo este unul. Ăștia destul de ușor de luat. Ăștia se ia cu armă. Op. Ne-a văzut. Ne întoarcem aici după colț. O să-i omorâm. Dar nu unde vor ei, pentru că unde vor ei ne poate vedea mai mulți când ne batem și atunci vin din ce în ce mai mulți și când vin toți pe tine n-ai nicio șansă, pentru că după cum știți misiunea deja are 3 romburi și atunci este destul de greu să te bați cu ei. În fine, nu este nicio problemă, doar să fiți atenți. Ok, nu vreau să mă iau de ea de jos, pentru că dacă mă pun să mă iau de ea de jos din nou m-a văzut, dar nu vrea să se dea jos, stai culmea. În fine, dacă mi-au de aia de jos, ăștia de sus trag în mine, că ăștia de sus au pistoale sau vin și ei pe mine. Dar nu contează, în fine. Asta să mă lase în pace și încep să mă duc mai departe după aia. Sau după cover, o să uite imediat de mine. Trebuie să aveți multă răbdare, nu aveți ce face, nu puteți merge prin asta super bine. Adică puteți merge, dar vin toți pe voi și atunci vă bateți pe toți. Da, este opțiune, nu zic nu. Continuăm. Tot ne văd, nu cred, în fine, bag picioarele în voi. Mă ascund aici. O să dau un... nu mai am Berserk Darts. Am vrut să dau un Berserk Dart în brut, aici să înceapă să se bată cu aia doi. Cum am putea acționa noi mai bine? Mă duc, uite, până la celălalt. Și îl omor și pe ăsta. Și după aia mă duc roată să văd dacă mi este careva. După care pot să mă duc jos pentru că nu mai este nimeni la etaj. Ok. Uite, și aici mai este unul. Vedeți, sunt destul de mulți. Cool. Știu de data trecută că aici pe balcon este unul și pe asta puteți să-l air assassinate.
bam. După care aici putem intra înăuntru. Sunt doi. Ăsta e ocupat, cicin ceva pe acolo. Nu veți avea problemă cu el. Asasinăm. Și pe asta așteptați până merge aici ca să puteți să-l asasinați și pe el. Cool, cool. Rapid, ușor, painless. Și aici avem o ușă care cred că, da, este închisă și putem să o lockpick. Prima ușă pentru lockpicking. Oh, wow. Prima dată când fac lockpick, am încercat, mi se pare, o dată pe un cufor, dar n-am reușit că n-am avut skill-ul, așa că trebuie pur și simplu să apăsăm X pe chestia albastră. Și după cum vedeți, din prima de data asta, prima dată este mai greu până vă dați și voi seama. Și putem să asasinăm doi deodată, pentru că mi-am deblocat un skill, ceea ce este super folositor după cum vedeți. Haideți să-i lupi ăștia, pentru că poate ne mai dau și ei un lockpick una alta. Și ar fi super folositor un buzzer sau ceva. Vedeți ce aribăm, ceea ce chiar este super mișto. Și a doua ușă, deci trebuie să facem 4 din astea. Sper să nu-l găsesc înainte să fac destule uși. Să vedem dacă asta este mai greu. Am greșit prima dată, este la fel, deci zona albastră este la fel ca cealaltă, dar din nou am reușit a doua oară. Ok. Wow, acolo sunt câțiva. Câțiva, mulți câțiva. Ok, toți par să fie ocupați, deci... opa, opa! Wow, wow, ce la limită! Deci asta când este la geam, îl omorâm pe tipul de la birou, pe tipul de la geam, pe tipul de la geam, asta o să ne fie... A merge la geam. Asta e la birou. Asta de la birou. Asta de la geam. Aia sunt în altă cameră și asta de la geam din nou. Ok. Eu zic că am mers destul de bine. Să îi loot pe ăștia repede. Și să vedem dacă mai găsim ceva ușă. Uite, acolo am mai văzut o ușă deja. Vedeți, acolo este încă o ușă în continuare. Nu pleca, nu pleca. Așa. Da, este mișto pentru că suntem asasini și acționăm ca asasinii, deci fără ca nimeni să observe, să ne vadă. Și l-am găsit pe ăla și n-am deschis destul de ușă, așa că nu o să mă duc acolo. Wow, wow, nu, 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 nu. Te-am un doi dintr-una. Înainte să se apuce să se bată cu noi, să apuce să se bată cu noi. Și ăsta are aici niște spasm. Nu se poate controla. Ușa asta nu știu dacă o să se pună ca și lockpick, așa că am găsit medicina, ceea ce este super bine. Ok, ea ia să afară, nu cred că o să aibă treabă cu noi. Să vedem. Ah. Următoare o să nimeresc. Nu, următoare acum. Ah. Super. Ok, acum tot ce vreau să fac eu, nu vreau să mă duc să mă bag cu nimeni. Așa că tot ce o să fac, o să mai caut o ușă. După cum vedeți, acolo mai este o ușă. Și am să o deschid. După care mă întorc la asta, că l-am găsit acolo. Și cred că asta a fost misiunea. Uite, asta aici e ușa. E greu să-ți dai seama unde e ușa. O, asta am deschis-o deja. A, ce nasol. Oare ultima ușă trebuie să fie aia? Deci ar fi super nasol să deschid ușa aia și să nu se pună ca și ușă.
Nu mai văd nicio altă ușă posibil să o deschid. Deci eu am să presupun. Ba uite, acolo mai este o ușă jos, o vedeți? Nu, uite, aici. Asta mai este ușa. Yes, ce bine că am găsit-o. Și asta o să fie a patra ușă deschisă și putem intra să ne întâlnim în sfârșit cu celălalt. Yay. Să vedem doar în orice caz. Se pune, vedeți, asta nu se pune ca ușă, așa că fiți siguri să nimeriți 4 minute. Silversmith. Asta e tipul care a făcut cheia. First, I need to know about this. We've no time. I'll tell you all I know once we're away. But we must leave before the guards return. Fine, let's go. No, they'll be watching the front entrance. We'll have to go downstairs and across. Follow me then, and stay quiet. Ok, l-am găsit și avem kill, kill, kill acum acolo scris, trebuie să omorâm niște brute din astea ca să-l putem trece pe Germain ăsta să vină cu noi în siguranță. Asta se plimbă, celelalte par să stea. Asta ne-a văzut, dar bine că nu este brută. Și ultima ne batem și pe ea acum, n-a ieșit cum ne-am plănuit. Dacă plănuiți mai bine de dinainte, 100% sigur că o să puteți să-i omorâți fără să fiți observați. Eu iau niște chestii pe aici, că sper să primesc înapoi niște viață sau niște, vedeți, lockpicks, am primit 3 lockpicks, ceea ce este super awesome. Asta în magazin ar costa destul de mulți bani. Asta așteaptă aici, noi coborâm jos și omorâm pe restul. Nu prea o să mă mai chinui, că sunt destul de mulți și... Îl omor pe ăsta, care e mai puternic, și pe ăștia ai bat. Normal. Pe ăsta nu ne apare când... Wow, viață! Și trag cu pistolul, și ăsta nu ne apare când trage. L-am omorât repede, pe ăștia îi putem bloca, ceea ce este ok. Na, hai că n-a fost chiar așa de rău. Let's go. Tu vreau să le să-i loot pe ăștia. Wait. Medicine, ați văzut? Mi-am folosit un pic de medicine, dar am primit-o înapoi. Și primim și niște bani. Și asta probabil ar putea fi o altă ușă care s-ar pune ca lockpick, acolo doar lockpicking. Dar nu știu dacă nu o să se termine misiunea înainte, să zic așa, deci poate după ce intrați în camera aia nu vă mai lasă, deci o să vă pună că ați failed. Ok, pe asta din stânga prima dată, cea mai mare, pe asta la altă și asta ne-a observat. Pac, până vine el, noi o să colectăm de la ei ce au pe jos. Haide. Ok, o misiune destul de grea, mă rog, nu foarte grea, deci după cum vedeți am trecut-o destul de ușor, n-a trebuit să ne chinuim prea mult, dar este mai lungă, este mai complicată decât ar fi la început, oamenii mai puternici, nu te poți bate așa ușor cu toată lumea, aici sunt două brute, nu vreau să-mi folosesc pistolul, că atunci poate vine toată lumea pe noi, dar vreau să-i omor pe prima dată. Și am reușit să-l omor pe unul. Asta dă noi, nu ne avertizează. L-am ferit, rândul nostru. Pac! Cu 4 săbii pot să-l omor acum. Și ăsta e ultimul care trage. What? Nu l-am văzut că trage numai în ultimul moment și când am apăsat, nu am reușit să mă feresc. Ok, aici am murit data trecută, acum merge mult mai ușor, pentru că știu ce se întâmplă, folosesc și alte resurse și am trecut mult mai ușor prin toate astea
și mult mai silențios. Da. Ok, acum trebuie să ne uităm sus. Aștia următorii sunt pe acoperiș. Cum vedeți, cine a și văzut. Dar nu are nimic, acum nu o să stăm să ne ascundem. Ba, mergem repede la ei, omorâm. Aveți grijă să nu tragem voi, dacă tragem voi un glonț și sunteți destul de morți. Ok, am reușit să-i prindem fără să tragă noi. Și am terminat acest obiectiv, Kill the Thugs. Acum trebuie să mergem înapoi la el să vorbim cu el. Na, am apăsat L1 și tot nu a... Na, e ok. No need to do anything foolish. Let the silversmith go. Stay back. I'll be good. What have I done? Only what you had to. Come. We must go. Yes, of course. Cool, acum trebuie să plecăm. Încă tot nu este gata misiunea. Unde trebuie să mergem? Follow, trebuie să urmărim. Da, deci mare misiune n-a fost, nu știu ce, a trebuit să-l căutăm și acum îl scoatem afară din casă ca să ne poată spune ce s-a întâmplat, lui este frică și acum putem vorbi în sfârșit, în siguranță. You've done me a great service today. Perhaps you can return the favor. Yes, of course. May I made the first some years ago on a private contract. A man called Lafreniere. That seemed an unusual commission. I confess, curiosity got the better of me. Recently, I started to look into Lafreniere's background, and what I discovered, you wouldn't believe it. He's a Templar. Is that what you found? Yes, I believe so. I didn't know how to take it. In any case, I was careless, and Lafreniere found out about my schemes. Kept me under house arrest ever since. I do as he bids. Weapons mostly. Where can I find him? Well, Lafreniere is a very difficult man to pin down. Not long ago, I overheard him talking about protecting the shipments at La Halle aux Blés. It sounded ominous, whatever he meant. So I ask, why are you so interested in him? Killed someone very dear to me. I want to know why. I see. You have my sympathies. They will come looking for you again. Make yourself scarce. Yes, I believe I might. Ok, l-am găsit, l-am salvat, acum știm cine este omul mare în spatele acestui plan malefic și... am făcut toate challenge-urile, toate misiunile opționale, sincronizare 100%, super awesome, știți că sunt super fericit că reușesc să le fac pe toate. Am avut puține probleme, nu grele, am trecut peste ele a doua oară și cam atât a fost cu memoria asta, ne vedem în memoria următoare, numai bine.